Polițiști din cadrul posturilor de poliție Butoiești și Breznița de Motru au depistat astăzi în trafic doi bărbați de 34 de ani, respectiv 40 de ani, în timp ce transportau cu un autoturism cantitatea de 10.000 de țigarete fără timbru. Întreaga cantitate de țigarete a fost confiscată în vederea continuării cercetărilor. Astăzi, în județul Mehedinți, doi bărbați care făceau parte din aceeași localitate au fost descoperiți în timp ce transportau 10.000 de țigarete netimbrate. În cauză s-a întocmit dosar penal pentru săvârșirea infracțiunii de contrabandă. Polițiștii din cadrul posturilor de poliție Butoiești și Breznița Motru au depistat în trafic doi bărbați cu vârsta cuprinsă între 34 și 40 de ani, ambii din aceeași localitate, în timp ce transportau cu un autoturism cantitatea de 10.000 țigarete netimbrate. În cauză s-a întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de contrabandă, întreaga cantitate de țigarete fiind ridicată în vederea continuării cercetărilor. În primele 6 luni ale acestui an, la nivelul IPJ Mehedinți, au fost confiscate 1.439.905 țigarete în valoare de 588.380 de lei.